Joi 10 octombrie, în sala sporturilor din Focșani, AHC Dunărea Călăraș a dat recital în meciul din etapa 7 a Ligii Zimbrilor, partidă câștigată categoric de călărășeni cu scorul de 29-22. Din nou, portarul George Șelaru a fost eroul meciului cu paradele sale, iar extremele Florin Dospinescu și Gabriel Bujor, principalii marcatori care au înscris 9, respectiv 8 goluri. Pentru gazde, spectacolul a fost oferit de spectatorii din sală care și-au aplaudat jucătorii la final, chiar dacă aceștia au terminat meciul cu o înfrângere drastică. Cu această victorie, AHC Dunărea Călăraș urcă pe locul 6 în clasament cu 10 puncte acumulate. Etapa următoare, AHC Dunărea Călăraș va juca acasă cu CSM Vaslui joi 17 octombrie de la ora 18.
Yeah.